pauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ce să mai fac și Oțelul Galați. Etapa 12 a Ligii a 3-a serie 1 la fotbal. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spun Viorel Paizan și Dan Olaru. Emisiunea Sportul de Vrancea TV, iată, astăzi vă prezintă o partidă interesantă într-o zi de mare sărbătoare. 8 noiembrie 2019, Sfinții Mihail și Gavril, iată, de la orele 14, la Focșani, pe stadionul Milcovul, se va desfășura partida dintre CSV Focșani 2007 și Oțelul Galați. Oțelul Galați, un brand al fotbalului românesc, de fapt, echipa de astăzi, suporter clubul Oțelul Galați, este, să spunem, o echipă care duce mai departe istoria și tradiția, dar Oțelul Galați, echipa care, iată acum, dacă rog pe doamna Olaru, va face și o fotografie oficială, să surprindem acest moment de pe aici, de pe Milcovul. Oțelul Galați, o fotografie pe Milcovul. Superstițiile spun că nu e bine să faci fotografii înaintea meciului. Acum să vedem dacă această superstiție se va adeveri. Oțelul Galați, suporter club Oțelul Galați, o echipă care în întâlnirile, cel puțin în ultimele întâlniri cu echipa din Focșani, aici pe Milcovul, a pierdut ultima partidă cu 2-1 după ce a condus cu 1-0. Scorul a fost întors în a doua repriză de CSM Focșani 2007, care a câștigat cu 2-1 prin golurile înscrise atunci, în aprilie 2019, în returul campionatului 2018-2019 de Cosmin Pasăre, din pasa lui Paizan, primul gol, și pasa lui Sterian, fostul jucător al echipei CSM 2007. În câteva clipe, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, se va auzi fluierul arbitrului de centru din Ploiești. Iată, doamnelor, domnișoarelor, la 14 și 1 minut a început această partidă. Mingea este la CSM Focșani, care va ataca în această primă repriză de la dreapta spre stânga. Paizan la minge, fundaș dreapta. Din prima o pasă periculoasă pentru George, dar nu ajunge minge la atacantul nostru. Imediat vă voi da citirii și echipele care sunt în teren la începutul acestei partide și băncile de rezervă. Iată pressing făcut de Pădineanu, care îl forțează pe fundașul Gălățean și vom arunca de la margine prin Crinel Stoica, care joacă fundaș stânga în locul lui Mihai Claudiu. Iată-l pe Denus Munteanu, reintrat în echipa noastră, Lupul la minge, Pădineanu, Stoica. Suntem în terenul oaspeților. Primește George. George la minge. Centrare Stoica. Dar este corner. Corner, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este primul corner pentru CSM Focșani, 2007, minutul 2 al primei reprize. Corner pentru Focșani, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, de pe partea dreaptă. Minutul 2. Foarte bine, extraordinar, ce ocazie, minutul 2, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, acela acolo a fost Lupu. Lupu dintr-un metru, nu s-a așteptat ca mingea să ajungă pe bara a doua cu pământul. Ocazie mare pentru Focșani, minutul 2, Lupu. Cred că era la mai puțin de un metru de linia porții. Din nou pressing al echipei noastre, vom arunca de la margine. O face Paizan. Rapid pentru Munteanu. Iată-l și pe portarul Lazar, Gabriel, în poarta noastră. Panaite, Stoica. O minge pentru Ciprian Petre. Centrare din prima Petre. Și prinde Ursu. Ursu Gabriel, portarul echipei Oțelul Galați, doamnelor, domnișorilor și domnilor.
Respinge Panaite. O pasă periculoasă. Reușește Paizan să ia fața jucătorului Gălățean, Grădinaru. O pasă periculoasă. Stoica. Panaite. Munteanu. Munteanu trebuie de partea dreaptă. Lupu. Iată o frumoasă combinație. Centrează Paizan. Acolo era singur, izolat între doi atacanți. Manu. George. Reușim să blocăm atacul gălățienilor, domnilor și domnilor. Oțelul Galați în poartă, Ursu, jucător de câmp Stoian, Puțanu, Ghiocel, Pop, Bordianu, Crihană, Farcaș, Grădinaru, Matei și Cârjan. Panaite la minge. Capitanul echipei gălățiene este Ghiocel, Costin, Petruț, Munteanu la minge. Trimite pe dreapta lui Lupu, Paizan. Panaite. Stoica. Sare George. Dar cred că a fost lovit acolo Ciprian Petre. L-a călcat mai degrabă. Imediat și 11-le echipei noastre. În poartă Lazar. Jucător de câmp Paizan. Stoica, Dănuț, Munteanu, Panaite, George. Adăscăliței. Pădineanu, Manu, Lupu și Ciprian Petre, capitanul echipei Pădineanu, Ștefan. O diagonală a lui Pădineanu pentru Manu. O pasă în centru, preluare foarte bună Panaite. Paizan. Lupu. Munteanu. Ce ocazie am avut în minutul 2 din primul corner de pe partea dreaptă. Lupu nu era în poziție de offside. Trebuia doar să introducă mingea în poartă. Petre! Centrare blocată de pe partea stângă a lui Petre. Singura dăscăliței în centru. Petre. O pasă pentru Manu. Și un șut din prima, Manu, gol! Gol, 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 gol! Ce gol brazilian înscrie Manu! Minutul 7, șut de pe banda stângă, Manu Ionuț, sub bara lui Ursu, bara transversală. O folia seca sub transversala lui Ursu, înscris de Manu, n-a ezitat un pic de exterior la această minge. Gol CSM Focșani! În minutul 7, înscrie cu numărul 7, Ionuț Manu! CSM Focșani, Oțelul Galați, 1-0! Valeriu Crăitor, ucrainicul stadionului Milcovul, la fel de bucuros ca și mine, anunță primul gol al acestei partide, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Focșanul conduce din minutul 7, așa cum spunea și Valeriu Crăitor, printr-un gol înscris de numărul 7, Ionuț Manu. Revenire ca titular în 11-le Focșanului al lui Ionuț Manu cu gol. Iată o acțiune pe partea stângă. Centrare! Ce pericol acolo, fault, 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 din spate, împins Manu, cred că s-a și lovit. Iată o pasă foarte bună, dar este offside la George.
Offside la George, din păcate. Lovitură liberă pentru Oțelul Galați, domnilor, domnișorilor și domnilor, de la scorul de 1-0 pentru CSM Focșani în partida cu Oțelul. Respinge Panaite. Stoica, din prima pentru Manu. George. George la minge. Din nou Manu, autorul golului. Manu la minge. Dribbling extraordinar și șut. Din păcate s-a lăsat pe spate. Cred că este Ciprian Petre, dacă nu greșesc, imediat vă confirm, da, Ciprian Petre s-a lăsat puțin pe spate și mingea a trecut peste bara transversală, dacă s-a lăsat pe minge, Stoica. Un foul de joc, fluieră arbitrul din Ploiești. Minutul 9, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, al primei reprize și al partidei. CSM Focșani 2007, Oțelul Galați 1-0. O pasă lungă pe centrul terenului, acolo se luptă Munteanu. O acțiune în careu, Oțelari în careu, nu trebuie fault acolo. Este cu spatele la poartă, sigur că da, a scos această minge, iese Lazar și prinde. Repune rapid cu mâna pe panda stângă, tot la Manu. Are magnet Manu azi la minge. Ciprian Petre. Primește Lupu. Lupu la minge. Ce acțiune a avut Ciprian Petre. A fost un fault acolo. Se întoarce cu spatele arbitrul de centru. Nu mai contează, a trecut acest moment, minutul 10. A fost extraordinar de bună pasa lui Pădineanu. Degajează portarul Ursu din 6 metri. Pe banda dreaptă. Respinge pe înainte. George. Vom arunca de la margine de pe partea dreaptă. Vreme frumoasă la Focșani astăzi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, zi de sărbătoare, vântul adie puțin, dar este un soare de primăvară, toamnă. Manu și vom arunca de la margine. Antrenorii echipei Oțelul Galați, Ciobanu Alexandru, antrenor principal, iar pe banca tehnică se mai află Iulian Olteanu, team manager, Crăciun Constantin Masior și Bahrim Iulian, delegatul echipei gălățiene. Focșanul în atac. Vom arunca de la margine. Minutul 12. A dat Scăliței. Stoica. O centrare blocată. O acțiune pe centru. Panaite. Degajăm acest balon. Paizan reușește o deposedare. Îi pasează lui Pădineanu. Din nou Paizan. Panait. A dat Scăliței. Petre. Din prima pentru George. Poate ar fi fost o pasă mai bună aici pe stânga pentru Manu. Nu l-a văzut Petre, acum îi face semn lui Manu. O minge lungă, dar acolo este Panait, îl scapă. Nu... Acțiune că Oțelului pe partea Pădineanu. Panait. Manu. Manu intră în interior. George. Petre. O pasă în exteriorul pentru Manu. Manu careu. A fost cu o secundă mai rapid fundașul gălățean și a reușit să-l deposedeze. Fair play din partea Oțelului, dar mingea încă nu iasă.
Ba, a ieșit. Faultat acolo. Cred că nu greșesc dacă spune este Ciprian Petre. Nu, nu, nu este Ciprian Petre, Manu Ionuță a căzut. Se ridică minutul 14, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Aruncăm de la margine. Dar arbitrul a hotărât să acorde o minge de arbitru pentru că asistentul a considerat că mingea nu a ieșit în afara terenului și a dăscălit să le dă mingea Gălățenilor. Se rea jocul de la portarul Ursu. Galațiul iese cu mingea la picior din jumătatea proprie. O diagonală pe banda stângă. Acolo este Stoica. Panaite. Stoica. A dăscăliței. Primește Lupu. 200-250 de spectatori în acest moment, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la orele 14 și 16 minute. Pădineanu. Munteanu. Panaite. O diagonală a lui Panaite foarte bună pentru Lupu. Un 2 și Lupu șut din prima cu stângul, dar prinde portarul Ursu, un portar născut 2002, de doar 17 ani. O pasă directă la Pădineanu. Munteanu. Încearcă o torpilă Munteanu de la 30 de metri, dar blocat de fundașul central gălățean. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, urmează o serie de partide mai grele pentru echipa noastră, în sensul în care avem și deplasări mai lungi, dar și la echipe. Prima ar fi săptămâna viitoare la fosta divizionară de Liga a doua, Știința Miroslava. Pentru ca apoi să ne deplasăm la liderul serii 1 din Liga a 3-a, Aerostar Bacău, care cel puțin până acum a defilat până la partida cu Foresta Suceava. O minge către Ciprian Petre. Pădineanu. Stoica trimite lui Panaite, a dăscăliței. Un joc de așteptare al echipei noastre, așteptăm ca Oțelul să iasă din apărare, dar nu vor să o facă. Stoica. Pentru George. George la minge. George, intrare pe jos. Pressing acolo al echipei noastre, reușit să câștigăm balonul. A dăscăliței. Din prima o torpilă puțin pe lângă vinclul din stânga a lui Adăscăliței. Să notăm această ocazie, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Minutul 17. Adăscăliței. O torpilă pe lângă vinclul din dreapta al porții lui Ursu. Degajează Ursu. Paizan respinge cu capul acolo. O pasă pe stânga. Vom arunca de la margine. O face Paizan foarte bine până la Munteanu. Multe schimbări astăzi în 11-le echipei noastre. Săpunaru, Mihai Claudiu,
Burghiu, lipsesc din echipa noastră, de altfel și Alin Pencea, mijlocașul care în etapa trecută la Târgu Secuiesc, la scorul de 0-0, a avut o nefericită pasă trimisă direct la adversar, care ne-a costat Manu. Stoica, centrare în fața poartii, George! Scoate ursul! Ce ocazie, minutul 19! Notăm ocazia lui George, doamnelor, domnișorilor și domnilor. Trimite la colțul barei din dreapta lui Ursu, dar Ursu parcă a anticipat, s-a aruncat înainte după această minge. Încă o nouă ocazie. Minutul 2, Lupu, minutul 7, Manu și minutul 19, George. Minutul 17, Adăscăliție, Mertat, corner, prinde Ursu. Venea puternic acolo Dănuț Munteanu, cel care a scris cu Foresta în deplasare la Suceava. Golul de 1-1. Va degaja Ursul din mână. Pădineanu. Stoica. Munteanu. Paizan. Adăscăliței. Pădineanu. Munteanu. Primește Paizan pe dreapta. Pădineanu. Stoica. Manu. Manu pe stânga. Nu se dă fault. Antrenorul Chița cere pentru nu știu câta oară arbitrului să sancționeze faulturile gălățenilor. Stoica cu capul protejează foarte bine. Pădineanu. Paizan. Munteanu. Din nou Munteanu. Singura Adăscăliții. Pădineanu. Schimbăm jocul din nou pe banda stângă. Cere George. Și în sfârșit, la o viitoare liberă de la 20 de metri lateral stânga, Paul Tacrinea Stoica, executare de Manu Careu! Și blocat Manu, este corner. Ne-a surprins pe toți această lovitură liberă. Manu, cred că ar fi fost mai bine să fi încercat un dribling, o fentă de centrare. Și ar fi rămas singur în Careu, acolo cu mingea. Avem corner, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Minutul 21. Stoica. Centrare. Manu la minge. Și s-a lăsat pe spate George. Sunt faze la care aici trebuie să te concentrezi pe șut și să te lași pe minge. Din 16 metri nu ai voie să orice mișcare. Greșită de poziționarea corpului, iată, trimite mingea mult peste poarta adversă. Vine Panait cu un elan de atlet și reușește să degajeze. George primește o pasă de la Ciprian Petre, care cere în Careu mingea. Acum Ciprian, George la marginea Careului. Din nou George scoate înapoi la Adăscăliției din prima. O pasă prea ușoară, prea înceată, a trimis-o Adăscăliției. Îi pune pe contraatac pe Gălățeni. Și Lupu face fault acolo, nevoit până la urmă. Ce pasă, da, Adăscăliției, o pasă prea superficial trimisă, care i-a permis adversarului să intre prin alunecare, să deposedeze. Trebuia să dea o pasă mai tare. Păcat că până atunci am construit foarte, foarte bine. O pasă lungă, acolo este Stoica. Și se semnalizează fault, a fost faultat Stoica. Chiar aproape de linia de fund a terenului. Trei jucătorii care au ieșit la încălzire de pe bancă pentru echipa noastră, cu preparatorul Cristian Naciu.
și un jucător de la Oțelul Galației este la încălzire. Lazar. Munteanu. O pasă lungă a lui Munteanu pentru Giurgi. Bun presiul lui Pădineanu. Nevoiți să degajeze gălățenii. Răzvan Adăscăliție îi trimite direct portarului Lazar Gabriel, eroul de la Bicaz, dacă mai țineți minte promovarea doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Gabi Lazar. Ciprian Petre. Stoica. O centrare care au! Și gol! Minutul 24, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, CSM Focșani, Oțelul Galați 2-0. Înscrie pentru Focșani, cine altul decât atacantul echipei noastre, Sergiu Giurgi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Îi lasă acum culoar crainicului stadionului Valii Croitoru. Gol CSM Focșani! În minutul 24, 2-0 CSM Focșani, Oțelul Galați. Înscrie cu numărul 9, Sergiu Giurgi! L-ați auzit și pe Valeriu Creitoru, doamnelor, domnilor și domnilor, care se încălzește, pentru că de la 18.30 va striga același lucru și la microfonul din Catedrala Sportului Vrâncean, unde CSM Focșani 2007 va întâlni în Liga Zimbrilor echipa CSM Bacău. Astăzi la Focșani, în sala sporturilor, se inaugurează o nouă tabelă ultramodernă de scor și sperăm să fie și cu victorie. Este neapărat obligatorie victoria pentru a inaugura o tabelă ultra modernă de scor, care va servi atât pentru meciurile echipei de handball, dar și meciurile echipei de Liga Națională de Basket masculin, dar și pentru cele de volei feminin de divizia a 2. Revenim pe Milcovul, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stadionul care împlinește anul acesta 45 de ani. Milcovul din Focșani, care va intra în curând într-o puternică acțiune de renovare. Aici va fi un stadion fără pistă, un stadion numai de fotbal cu 12.000 de locuri, un stadion modern. Dar până atunci să ne bucurăm de că unul dintre cele mai bune gazoane din țară pe care le are stadionul Milcovul. Paizan trimite lui Adăscăliței. Din nou încearcă o torpilă, dar direct pentru copiii de mingi. Răzvan are sete de goluri, dar trebuie să-și regleze tiruri. Jucătorii noștri, inclusiv portarul Gabi Lazar, are soarele în ochi în prima repriză. E dificil pentru fundaș să degajeze cu soarele în ochi. O minge înaltă acolo, respinge Munteanu. Lupu din prima pentru jur, singur. Lupu. Panaite. O diagonală pe partea dreaptă. Acolo este Crinel Stoica. Vine Pădineanu, deposedează. Adăscăliței, Pădineanu, Manu. Manu cu minge la picior, o pasă foarte bună pentru Sergiu Giurgi pe banda stângă. Giurgi, dar este offside. Au făcut pasul la offside fundaș și gălățeni. O echipă tânără și Oțelul Galații. Observ doi jucători de 2003 și un jucător de 2002. Portarul Ursu, de care am pomenit. Stoica la minge. Trimite portarului Lazar. Din nou Lazar, Stoica. Panaite. Munteanu. Paizan. Munteanu. Panait. Minutul 28, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Viorel Paizan și Dan Olaru. Vă invită să rămâneți alături de noi această înregistrare a partidei din etapa 12-a. CSM Focșani 2007, Oțelul Galați. Desfășurată pe stadionul Milcovul pe 8 noiembrie 2019, Pădineanu la minge trimite mai departe lui Pădineanu. Încercăm să-i scoatem din apărare pe jucătorii gălățeni care
cu greu se lasă ademeniți. Iată-l pe Ciprian Petre. Petre, Lupu. S-a auzit până aici, dar ce s-o fi auzit? Joacă, nu face semn arbitrul, centru nu este faul. Pădineanu, central, sigură care-o. Offside, George. Minutul 29, doamnelor, domnișelor și domnilor, la Focșani. CSM Focșani 2007, Oțelul Galați 2-0. Galațiul la minge. O minge trimisă în centru. Pădineanu. Lupu. O pasă pentru Panait. Adăscăliței. Stoica. Adăscăliței. Pădineanu. Capitanul echipei noastre. Munteanu. Tactica antrenorului Chița de așteptare a dat roade până acum. Iată-l pe Manu. Ce bine se descurcă Manu. Centrare Stoica. Și o deviere a lui George din alergare. Dar fără probleme pentru portarul Ursu, mingea părăsește spațiul de joc. Minutul 30, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, intrăm în ultimul sfert de oră al primei reprize. Ursu preferă o minge jucată la picior, pe banda dreaptă. O pasă pe partea dreaptă, dar acolo este Lupu. Oțelul Galați a trecut prin momente mai grele în ultima perioadă privitor la finanțarea echipei, dar se pare că până la urmă problemele s-au rezolvat, dar nu știu dacă în totalitate primăria a venit cu un ajutor financiar, lucru care a permis achitarea restanțelor financiare către jucători. Acum va rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cele 4 puncte pe care Federația le-a luat gălățenilor. Bun pressingul de până acum al focșenenilor. Făcut strigă portarul Lazar la jucătorii echipei noastre să iasă din jumătatea proprie. Foarte bine Pădineanu, foarte bine Pădineanu, Ciprian Petre, Ciprian Petre, Ciprian Petre la minge pe centru de anului, un șut. Dar n-a mai putut să lovească cu șiretul, a atins doar cu vârful această minge. Ce depozitare face Pădineanu, o superioritate numerică, eram 3 contra 1, 3 contra 2, dar Ciprian Petre a preferat un culoar pe centru și a sperat că poate șuta. Iată-l pe George, Manu, Stoica, Adăscăliței, Pădineanu. Bun îndoiul. Pădineanu, centrare. Dar din păcate mingea a fost trimisă pe bara a doua peste Lupu. Dar vom arunca de la margine de pe partea dreaptă. Aruncă Lupu. Munteanu. Din nou 3 jucători scoși la încălzire de banca tehnică a echipei noastre. E vorba de Burghiu, Drăguț și Lăudatu, care îi schimbă pe ceilalți 3 care au terminat de repriza de încălzire. Predoiu, Salaoru și Mihai. Jucăm în continuare în jumătatea gălățenilor și este corner, minutul 33. 33 corner, stânga pentru Focșani, se îndreaptă spre minge Ciprian Petre. Doar Paizan a rămas ultimul apărător, toți ceilalți jucători ai echipei noastre sunt în careul de 16 metri. Ciprian Petre o minge pe scurt. Vine târziu Stoica, dar bine, pune piciorul, bine Stoica. O minge lungă. Paizan trimite lui Lazar.
Minutul 33, doamnelor, domnișorilor și domnilor, 2-0, CSM Focșani 2007, Oțelul Galați. Panaite, Manu. Manu nu trebuie să exagereze. Iată ce se întâmplă. Iată ce se întâmplă. Iese Lazar. Foarte bine, foarte bună intervenția lui Lazar cu capul. Ciprian Petre. Pădineanu. Lupu. Paizan. Din nou Lupu. Lazar strigă la Manu. Dacă mai greșește, se duce la el. Are dreptate Lazar. Manu nu trebuie să mai facă asemenea greșeli. George. Petre. Pentru Lupu. Și corner. Minutul 34. Corner de pe dreapta. Iată, la niciun minut, din nou corner pentru Focșani. Cred că este al patrulea sau al cincilea corner. Manu va executa acest corner de pe partea dreaptă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Minutul 34 al primei reprize, caută o execuție scurtă cu Ciprian Petre și o recentrare prea lungă. Manu ar trebui să încerce o centrare șutată. Aveam densitate de jucători acolo în careul gălățenilor. Iată, Oțelul iese din apărare pe partea stângă. Oțelul la minge. O deviere. Reușește Panaite să... Singur Pădineanu. Cred că va scoate cartonașul galben. Nu. Este doar un avertisment, un ultim avertisment după gestica arbitrului. Dar a oprit o acțiune de contraatac zdravănă. Minutul 36, domnilor, domnișorilor și domnilor, la Focșani. 8 noiembrie 2019, Sfinții Mihail și Gavril aici la Focșani, etapa 12, Ligia 3, seria 1. Focșanul conduce 2-0, Oțelul Galați. Pădineanu. Munteanu. Din nou încercăm să-i atragem pe gălățeni. Paizan primește de la Munteanu. Pădineanu. Adăscăliței. Stoica. A făcut la prelor Stoica până a pierdut-o. Puțin mai multă atenție. Minutul 37. Galațiul iese din nou cu mingea la picior. O centrare pentru Stoica. Și mingea părăsește terenul de joc. Vreme frumoasă astăzi la Focșani. De fapt, prognoza meteo anunță un sfârșit de an cu temperaturi destul de mari pentru această perioadă a anului. Urmând ca din ianuarie să vină cu adevărat iarna și în România, iată o degajare a portarului Lazar până la George. George protejează foarte bine această minge. George! George! În ultima clipă, cred că dacă n-ar fi intervenit aici jucătorul gălățean, George rămânea cu un culoar foarte, foarte bun de finalizare. Minge lungă.
Panaite. Stoica. Pădineanu. Munteanu. Minutul 39. Adăscăliție, Paizan. Munteanu. Munteanu schimbă jocul cu Stoica. Pădineanu singur. În centru. O pasă, pasă foarte bună pentru Adăscăliției. Ciprian Petre. Primește Manu. Manu pentru Petre. Petre la minge. Manu! Manu Careu! Centrare pe jos! George! George pe centru! Paizan șut! Respinge capitanul echipei Ghiocel. Ce șut a prins Paizan acolo pe jos. Dacă nu era Ghiocel. Lupu. Șut Lupu. Iată, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, două șuturi, mai puțin de 30 de secunde, minutul 40 al primei reprize, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. CSM Focșani 2007, Oțelul Galați 2-0, intrăm în ultimele 5 minute ale primei reprize. Va degaja, ba nu, rețeta casei la Oțelul se joacă scurt. Foarte bine iese Paizan acolo și deposedează. Panaite. Împins sub ochii arbitrului Adăscăliței. Foarte bine Lupu. Lupu. O pasă pentru Ciprian Petre. Dar iese Ursu. George, dacă era puțin mai atent, putea să rămână singur cu mingea la picior, la colțul careului de 16 metri. Vom arunca de la margine. Pa! Arbitrul asistent de pe acea parte extraordinar. Este autofocșial lui. Râsul plânsul. Foarte bine acolo Munteanu. A fost out clar pentru echipa noastră. Paizan deposedează și trimite-l Adăscăliței. Pădineanu. Panaite. Paizan. Munteanu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Sportul de Vrancea TV urează la mulți ani tuturor vrâncenilor care poartă numele de Mihail și Gavril multă sănătate și îi invităm să vină de câte ori au ocazia la meciurile echipelor CSM Focșani 2007 de fotbal, basket, volei, handbal, pentru că au ce să vadă. Iată, numai puțin acum, în prima repriză, aici, din etapa 12, CSM Focșani conduce cu 2-0 Oțelul Galați. Chiar dacă obiectivul de promovare încă nu mai este de prim plan, acesta este de actualitate chiar și dacă va fi pentru ediția 2020-2021. Focșanul vrea să revină acolo unde a fost dintotdeauna, în Liga a doua. Poate să se întâmple acest lucru odată cu inaugurarea noului stadion care va fi aici, pe Milcovul. Ce deposedare reușește Paizan. Pădineanu. Ciprian Petre. Dar este în offside Petre. Minutul 43, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Două minute regulamentare din prima repriză. Acțiunea Oțelului pe partea dreaptă. Centrare. Și este Hans, dar pericolul a fost foarte, foarte mare. Jucătorul Cârjean, singur în 7 metri, a încercat o semi-foarfecă, o foarfecă laterală, dar a făcut Hans. De foarte, foarte periculoasă acțiunea jucătorului de pe banda dreaptă, Farcaș, Teodor.
jucător de 16 ani, Farcaș, și o talie bună la Farcaș. George, faultat. Lovitor liberă pentru Focșan, domnul Dorișor, la 40 de metri, se execută repede pentru Ciprian Petre. Ciprian Petre din prima pe partea dreaptă. Din nou corner, din 3 pase am ajuns cu mingea în 6 metri. Foarte bune aceste execuții rapide ale loviturilor libere care surprind adversarul. Manu, Manu la minge. Centrare careu. Resping Gălățenii. Pădineanu. Cere Munteanu. A dus Căliței. Stoica. Stoica. Manu. Panaite. Pădineanu. Cu un ultim efort, Pădineanu reușește să prindă această minge, o pasă puțin cam tare. Ultimele secunde, doamnelor, domnișorilor și domnilor, din această primă repriză. O minge lungă. Munteanu. Se lasă avantaj. Și șut a oțelului peste poartă. Se încheie repriza, doamnelor, domnișorilor și domnilor, cu acțiunea Galațiului. Trebuie să fim mai atenți pe această fază defensivă. Se pregătește Lazar Gabriel să degajeze din colțul carierului de 6 metri. Și fluierul arbitrului de centru, iată, domnilor, domnișoarelor și domnilor, pune punct prime reprize. Scor la pauză, CSM Focșan 2007, Oțelul Galați 2-0, revenim după pauză. Pauză la Focșan, doamnelor și domnilor, după 45 de minute, în etapa 12 a ligii a 3-a, CSM Focșan, Oțelul Galați 2-0, goluri Ionuț Manu în minutul 7 și Sergiu George în minutul 24. Pauză, revenim. Doamnelor și domnilor, repriza a doua se reia de la scorul de 2-0 pentru CSM Focșani în întâlnirea cu Oțelul Galați în etapa 12 a ligii a 3-a. Prima schimbare la Oțelul Galați în minutul 46, în locul jucătorului cu numărul 14, Andrei Bordianu, a intrat cu numărul 24, Denis Cireș. Reluăm, doamnelor, domnișorilor și domnilor, înregistrarea partidei CSM Focșan 2007, Oțelul Galați. Minutul 46 al întâlnirii, 2-0 scorul la pauză dintre Focșan și Oțelul Galați. Focșanul va ataca în repriza a doua de la stânga la dreapta, va degaja portarul Gabriel Lazar, o face acum direct către Manu, autorul primului gol al echipei noastre, Manu. Manu la minge. Deschide pe Stoica. Stoica centrală în careu. Și gol! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, minutul 46. 3-0 pentru Focșani. Ce acțiune cursivă avem la începutul celei de-a doua reprize. O centrare trecută prin fața porții, o minge care trece prin fața porții fără să fie respinsă de fundași și Gălățeni, iar Lupu vine din spate și scrie din plonjon cu capul golul de 3-0, minutul 46, înscrie Lupu. Gol CSM Focșan, în minutul 46, înscrie cu numărul 10, Ștefan Lupu. 3-0 CSM Focșan, Oțelul Galați. Adevărat, ai grăit Vali Croitoru, crainicul stadionului Milcovul. Peste 300 de spectatori acum în repriza a doua, dacă estimam 200-250 la începutul primei reprize, iată, acum sunt și probabil vor mai veni spectatorii odată ce vor ieși de la servici. Iată o acțiune periculoasă a Oțelului.
vom arunca de la margine, de pe partea stângă. Nici nu ne-am așezat bine aici la microfonul Sportul de France TV și am consemnat încă un gol pentru echipa noastră. Tot de la Manu a plecat această acțiune a golului 3. O pasă foarte, foarte bună acolo pentru Stoica, care a centrat perfect în fața porții. Degajează Munteanu lung până la jumătatea terenului. Repunde la margine de la centrul terenului Gălățenii. Fault, lovitură liberă de la 30 de metri lateral dreapta pe direcția de atac a echipei Oțelul. Foarte aproape de linia laterală a terenului. Minutul 49. Din nou out pentru Galați pe partea dreaptă. Out de poartă. Cum vă spuneam, doamnelor, domnișilor și domnilor, în următoarea etapă CSM Focșani 2007 va avea o deplasare lungă la Miroslava cu o echipă care nu a putut să ne bată în campionatul trecut la Miroslava. Sperăm că acest lucru se întâmple de data aceasta, chiar dacă antrenorul este Cristi Popovici, fostul antrenor al Focșanului, fostul și jucător al Focșanului, Cristi Popovici. Lupu. George. George la minge. Aruncă Focșanul. Lupu. Paizan la minge. Pădineanu. Pădineanu schimbă jocul pe partea stângă pentru Stoica. O minge pentru George. Resping Gălățenii. Pădineanu. Lupu. Paizan. Lupu. George. George la minge. No. Se fluieră fault în atac al lui George după o luptă foarte strânsă acolo pentru balon cu capitanul echipei Ghiocel. Iese Gălățenii din apărare. O fac prin Crihană. Pop. Jucătorul nou intrat Cireș. Cartonaș galben pentru Pădineanu. Minutul 52. Pădineanu, cartonaș galben. Minutul 52 al partidei, cartonaș galben pentru numărul 25 de la CSM Focșani, Ștefan Pădineanu. Va executa jucătorul Puțanu. O minge în careu. Ocazie mare pentru Oțelul din 6 metri. Stoica, Manu. Din nou Manu. Manu la minge. Preluare prea lungă. Respingem. Vă rog ca Gălățenii, ce ocazie au avut Gălățenii, domnilor, domnișorilor și domnilor.
Mare ocazie. Lupu. Pentru Giurgi. Giurgi la minge. Făcut Ipon, Giurgi. Cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 2 de la Galați. Pop rare și cartonaș galben. Nu s-a lăsat Pop, nu l-a pus la pământ. Pe Giurgi. Minutul 54, avertisment pentru numărul 2 de la Oțelul Galați, Rareș Pop. Și uite Munteanu cum își face rost de al doilea galben. De încă un galben. Minutul 53. Munteanu, doar arbitrul i-a arătat fluierul că nu va executa decât la fluier. Și Munteanu s-a grăbit. De ce s-a grăbit la 3-0? Pentru un galben. Un nou cartonaș galben pentru CSM Focșani, jucătorul cu numărul 20, Dănuț Munteanu. Munteanu pentru Panait. Privește Stoica. Doamnelor, domnilor și domnilor, la partid asistă și primarul municipiului Focșani, Cristi Miseilă, care se află la tribuna oficială. Sportul de Vrancea TV, împreună cu partenerii oficiali Umo Serv și Viorela Internațional, vă prezintă înregistrarea partidei dintre CSM Focșani 2007 și Oțelul Galați, jucată pe 8 noiembrie 2019. De la orele 14, scor la pauză 2-0 pentru Focșani, iar acum în minutul 55, Focșanul conduce cu 3-0. Paisan, Munteanu, din nou Paisan. O pasă pentru Giurgi. Petre. Lupu. Îl caută bine pe Stoica, care încearcă un șut din vole din colțul canalului de 16 metri. A Dăscăliței, deschide jocul pe banda stângă. Manu la învăluire. Primește a Dăscăliței. Pădineanu. Găsește pe Manu liber pe partea stângă. Vine în învăluire Stoica, o centrare, dar la nimeni. Manu, s-a grăbit Manu. Aceste pase decisive în fața porții ar trebui să fie mult mai atent trimise. Paisan, trimite din prima. Pentru Giurgi, Giurgi Careu, Giurgi Careu. Giurgi în Careu se duce pe unghi mort acolo când putea să juteze din prima din pasa lui Paisan. Ce pas a primit de la Paisan în Careu Giurgi și irosim o nouă mare ocazie. Panaite. Ce ocazie a avut Giurgi. A înscris dintr-o asemenea poziție, dar de data aceasta n-a mai avut curajul să trimită din prima, a întârziat până când a fost blocat acolo. Lupu, Paisan. Pădineanu. Preluare Pădineanu. Fără galben acolo Pădineanu. Fără galben. Cireș. Pasă bună lui Cireș. Panaite. Panaite. Decajează Lazar. Giurgi. Jos la minge. Primește Lupu pe partea dreaptă. A Dăscăliței. Stoica. Și mingea ajunge în brațele portarului Ursu, Gabriel. Asta este ziua lui.
Să-i spunem și lui Gabriel Ursu la mulți ani de aici, de la Focșan. Din nou Ursu, sărbătoritul echipei gălățene. Cred că mai sunt și alții, dar nu i-am văzut până acum. Imediat voi verifica foaia de joc. Iată, Galațiul iese periculos pe centru, dar intervine Dăscăliții acolo. Capitanul oaspeților, Ghiocel. Costin. O pasă lui Ghiocel. Nu este offside. Blocat acolo de Panaite. Decajează Panaite. A Dăscăliței. Lupu. Pădineanu. O pasă foarte, foarte bună pentru Manu. Este ceea ce îi place lui Manu. Manu pasă fața porții. Manu pasă fața porții. Câte driblinguri, câte driblinguri. Încearcă Ciprian Petre prea mult. Putea să dea gol Ciprian Petre. Prea mult, prea mult a încercat Ciprian. Un dribling simplu și șut acolo trebuia. A Dăscăliței. Lupu. Ciprian trebuie joace mai simplu. A Dăscăliței. Stoica. Manu. Stoica. Paizan. Pădineanu. Lupu. Pădineanu. Ciprian Petre trimite lui Lupu. O parte a galeriei strigă demisia. Demisia nu știu cui, la 3-0. Petre. Stoica. Din nou Petru Petre. Gol! Gol Focșan, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! 4-0 pentru Focșan în întâlnirea cu Oțelul Galați, minutul 61. Minutul 61, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Focșan 4, Oțelul 0. Gol CSM Focșan în minutul 61 înscrie pentru 4-0 cu numărul 9, Sergio Jurș. CSM Focșan, Oțelul Galați, 4-0. Da, în minutul 62 și galeria strigă CSM Focșan. Iată, la 4-0 s-a aprins și galeria. Până acum se striga demisia. Manu! Manu! Manu la minge! Manu Careu! Manu Careu! Manu Careu! Manu Careu! Când ar fi putut să șuteze după o cursă de 50 de metri a lui Manu. Ăsta este Ionuț Manu. Autorul primului gol din minutul 7. Corner pentru Focșan. Schimbare la Focșan. Schimbare la Focșan. Dar nu știu dacă se va face acum sau după ce se va executa acest corner. Cred că după corner. Cred că după corner. Întâi se va executa acest corner. Ciprian Petre minge pe scurt. Resping gălățienii. Stoica. Va intra Predoiu. Să vedem în locul cui. Petre. Pădineanu. A Dăscăliței. Lupu. Lupu. A Dăscăliței. Pădineanu. Stoica.
Petre! Petre un șut pe lângă poartă și este corner de pe partea dreaptă. Nu vede arbitrul schimbarea, dar nici asistentul nu face semn. Corner, minutul 65. Pentru Focșani va executa Manu. Manu, pe jos. Petre. Din nou Manu. Și out pentru Focșani, domnului domnișorilor și domnilor. Acum când se anunță schimbare. Da, va intra Mădălin Predoiu. Minutul 66 Predoiu. În locul lui. În locul lui Sergiu Giurgi. Iese Sergiu Giurgi. Două goluri pentru Giurgi astăzi, golul 2 și golul 4. Minutul 65 al partidei. Iese cu numărul 9 Sergiu Giurgi și intră cu numărul 19 la CSM Focșani, Mădălin Predoiu. Manu la minge. Încă un dribling în plus acolo, Manu. Revine, Manu. Scoate jocul pe centru, Pădineanu. Dar s-au invitat unul pe altul acolo la pasa lui Pădineanu. Munteanu. O pasă pentru portarul Gabriel Lazar. La mulți ani și portarului Gabriel Lazar pentru ziua de astăzi. Sfinții Mihail și Gabriel. Domnilor domnișoarelor și domnilor, minutul 67 aici pe Milcovul, 8 noiembrie 2019. CSM Focșani 2007, Oțelul Galați 4-0 și se joacă în continuare. Paizan pentru Panaite. Munteanu. Paizan. Manu. Panaite. Lazar. Vine Stoica. Dublă schimbare se anunță și la Oțel. Vor intra Țică Mucă și Drăgan. Ghiocel, căptanul echipei Oțelul. Paizan cu pieptul pentru Adăscăliței. Și vine Manu. Manu acum pe dreapta. Centrare blocată. Manu. Manu pentru Petre. Petre Careu. Petre centrare pe lung. Predoiu. Blocat. Stoica. Centrare Stoica. Pe bara a doua, dar acolo Manu își părăsise postul. Schimbare pentru Oțelul, doamnă, domnișoarelor și domnilor. Vor intra Țică Mucă și Drăgan. Să vedem în locurile cui. Jucătorii schimbați la Oțelul, imediat vă voi spune despre cine este vorba. E vorba de Matei, numărul 99 și, da, de Farcaș, mijlocașul dreapta, Paizan, Adăscăliței. Minge lungă, dar acolo este Panaite. În minutul 68, dublă schimbare la Oțelul Galați. Au ieșit cu numărul 18, Teodor Farca, și cu numărul 99, Marius Matei. Au intrat cu numărul 9,
Robert Țicămucă și cu numărul 3, Eduard Drăgan. Paizani a trimis lui Panaite, care îi trimite lui Pădineanu. O diagonală pentru Stoica. Stoica, blocată în momentul centrării, dar revine. Vom arunca de la margine. Pădineanu. Manu. Paizan. Munteanu. Pădineanu. Minge de arbitru, fair play, această fază mai rară. Minge de arbitru acordată de arbitru în momentul în care acesta intervine pe o traiectorie a unei pase. Predoiu. Predoiu. Faultat. Se anunță o nouă schimbare și la echipa noastră. Panaite. Intră Mihai Claudiu pe marginea terenului. Panaite lui Munteanu. Munteanu mai departe pentru Paizan. Jocul se mută pe partea dreaptă. Intră Paizan în centru. O pasă pentru Ciprian Petre. Ciprian Petre pentru Manu. N-a reușit să blocheze Manu acolo. Pădineanu. Adăscăliției. Paizan. Munteanu. Se schimbă jocul. Panaite, partea stângă. Preferatul tribunei, Mihai Claudiu Cleo. Soica. Pădineanu. Pădineanu se complică și pierde această minge fără fault. Pădineanu fără fault. Cred că s-a și accidentat la această intrare dintr-o greșeală, așa cum și Munteanu a luat al doilea galben, tot dintr-o neatenție, pur și simplu. Minutul 1. Intră și Doru Ștefănescu, asistentul medical. Schimbarea a ieșit Manu și intră Mihai Claudiu. Aplauze pentru Ionuț Manu pentru golul înscris din minutul 7, dar și pentru celelalte acțiuni superbe făcute pe banda stângă și banda dreaptă. Minutul 72 al partidei. Schimbarea la CSM Focșani. Iese cu numărul 7 Ionuț Manu și intră cu numărul 4 Claudiu Mihai. Liberă pentru Oțelul. Lung în colțul creierului de 16 metri. Iese portarul Gabriel Lazar și prinde această minge. Degajează Lazar până la Predoiu. Lupu. Paizan. Munteanu. Panaite. Mihai Claudiu. Proaspăt intrat la echipa noastră. Munteanu. Lazar. Mihai Claudiu.
Stoica a trecut mijloca stânga acolo și a blocat bine executarea rapidă a acestei lovituri. Loviturile liberă pentru Oțelul, domnul domnișoară și domnilor, de la aproape 40 de metri lateral, dreapta pe direcția de atac a Oțelului. Minge pe 16 metri, respinge Panaite. A Dăscăliței a trimis cu capul acolo și trimite în afara terenului, repunde la margine jucătorii Gălățeni. Metul 73, domnilor, domnișoară și domnilor, ce se mai făcea în 2007, Oțelul clasă 4-0. Și este a repune amicii din colțul creierului de 6 metri, au de poartă. Am rămas dator cu rezervele echipei noastre, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și banca tehnică. Rezervă de portare este Vrânceanu Roberto, jucător de câmp pe banca tehnică, care încă nu au intrat Drăguț, Salaoru, Burghiu și Lăudatu. Predoiu și Mihai au intrat deja în teren. Predoiu face un pressing tocmai la poarta lui Ursu, a Dăscăliței. Mihai la minge. Trimite de partea stângă. Edu Stoica. Respingă Lățenii. Vom arunca de la margine de pe partea stângă. O face Mihai. Pădineanu. Pentru Munteanu. Paizan. Predoiu. Extraordinar dacă această pasă ajungea acolo la Ciprian Petre. Lupu. Munteanu. Doamnelor, domnilor și domnilor, avem o surpriză pentru dumneavoastră. În urma acestei victorii vom avea la microfonul Sportul de Vrancea TV după terminarea partidei pe antrenorul echipei Alin Chița, antrenorul principal, cât și pe directorul sportiv Nicuță Oprea. Lupu. Paizan. Mai departe pentru Adăscăliței. Adăscăliței trimite pentru Mihai Claudiu. Din prima preluare blocată, dacă ieșea această... Acest dribbling din preluarea lui Mihai Claudiu, pe care l-a încercat. Bătineanu. Predoiu. Ciprian Petre. Foarte bună combinația Paizan cu Predoiu și Ciprian Petre, a treia minge, a greșit puțin preluarea. Minutul 75, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, al partidei. Au de poartă. Antrenorul Alin Chița s-a uitat pe banca tehnică ce schimbări ar mai putea face în ultimele 15 minute ale acestei partide. A Dăscăliței. Mihai. A Dăscăliței. Mihai. Panaite. O minge lungă pentru Stoica. Vom arunca de la margine. O face Petre. Rapid pentru Stoica. Iată Oțelul pe partea stângă. Dar mingea va ieși în afara terenului. Pare pune Paizan de pe partea dreaptă. O face pentru Munteanu. Panaită. Mihai. A Dăscăliței.
Iată o pasă bună pentru Predoiu, a lui Petre. Predoiu. Prinde Ursu. Minge lungă. Iese Lazar și prinde. Repune Lazar cu mâna pentru Predoiu. Coborât foarte mult Predoiu să primească această minge. A Dăscăliței. Un doiuri cu Predoiu. Colegul Dan Olaru vă va pregăti în această seară golurile care vor intra pe sportul de Vrancea. Și declarațiile de la sfârșitul partidei a antrenorului Alin Chița și a directorului sportiv Nicuță Oprea. Lupu. Paizan, a Dăscăliței. Pădineanu. Mihai. Pădineanu. Predoiu. Din nou Pădineanu. Munteanu. A Dăscăliței. Și minge este în afara terenului, vom repune de la margine. Repune Paizan pentru a Dăscăliței. Panaite. Mihai. Alternăm atacul când pe stânga, când pe dreapta. Bine Munteanu. Pressing făcut de Ciprian Petre. Vine Lupu. Dragan. Bravo, Paizane! Deposedarea lui Paizan l-a lăsat pe grădinarul fără minge. Minutul 80, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, CSM Focșani 2007, Oțelul Galați 4-0. Paizan o pasă pentru a Dăscăliței. Vom arunca de la margine de pe partea dreaptă, foarte aproape de linia de colț. Minutul 84. Repune Paizan pentru a Dăscăliței. Pădineanu. Mihai. Foarte bine Predoiu rea această centrală lui Stoica. Puțin pe lângă poarta lui Ursu. Se anunță o nouă schimbare la echipa noastră. Și la Oțelul intră Nemțanu. Florin. Și a ieșit grădinarul. Grădinarul Mădălin. Nemțanu în locul lui grădinarul. Un jucător de 2001 intră în locul unui jucător de 2003. Se rea jocul Ursu pentru capitanul echipei Ghiocel. Minutul 82, schimbare la Oțelul Galați. Iese cu numărul 11 Mădălin. Grădinaru intră cu numărul 25, Alexandru Nemțanu.
intră lăudatul la echipa noastră, minutul 85. Aruncare de la margine pentru echipa noastră. Și șut puternic, puțin peste poarta lui Lazar. Iată, o nouă schimbare la echipa noastră, domnilor, domnișilor și domnilor. Minutul 85, iese Ciprian Petre și intră Alex Lăudatu. Locul lui Ciprian Petre. Aplauze și pentru Ciprian Petre și pentru Alex Lăudatu. Minutul 85 al partidei, schimbare la CSM Focșani, iese cu numărul 2, Ciprian Petre și intră cu numărul 17, Lăudatu. Alexandru Lăudatu. O pasă pentru Stoica, dar acolo a fost blocat Predoiu. Predoiu la minge. Schimbă jocul pentru Lupu și offside, din păcate. Din păcate, Lupu a făcut pasul la offside, fundat și Gălățeni. Bună intenția lui Predoiu. Iată o minge lungă, dar iese în afara terenului. Nici Oțelul nu mai are poftă de fotbal. Lazar pentru Panaite. Stoica. Mihai. A dat Scăliței. Munteanu. Singur Predoiu. Paisan din prima pentru Lupu, o deviere Lupu. Predoiu. Ghiocel. Bună intervenția lui Ghiocel. Vor repune de la margine Gălățenii. Schimbare și ultima la echipa noastră. Directorul sportiv Nicuță Oprea anunță observatorul. Paisan pentru Panaite. Stoica. Foarte bine din prima pentru Lăudatu. Lăudatu pentru Predoiu. Predoiu. Predoiu Careu. Scoate Predoiu și corner. Corner. Minutul 87. Corner de pe partea dreaptă, se îndreaptă Lupu. Lupu, execută Lupu. Pe bara a doua. Recentrare în fața porții a lui Panaite. Lazar, Paisan. Lupu. Patinano. Foarte bine. A trimis pe banda stângă a Dăscăliței. Panaite. Pădineanu. Paisan. A Dăscăliței. Panaite. Mihai. Predoiu. Predoiu, centrare. Și Lăudatu trimite cu stângul pe lângă poartă. Salaoru este pe marginea terenului, se anunță o schimbare pentru echipa noastră. Ultima, așa cum vă spuneam. Minutul
89, Salaoru va intra în locul lui Pădineanu. Panaite a luat banderola de la Pădineanu. În minutul 89 se produce și ultima schimbare la CSM Focșani. În locul capitanului Ștefan Pădineanu cu numărul 25, intră cu numărul 16 Ionut Salaoru. Lupul la minge. Lăudatul. Lăudatul. Centrare. Vine Predoiu. Sigur Lupu. Și trimite pe lângă poartă Lupu. Cred că a fost mai bine dacă ar fi dat cu exteriorul. Deci Lupu, am notat și această ocazie. De 5-0 al lui Lupu. Degajează Ursu. Degajează Munteanu pentru Lăudatu. Iocel. Adăscăliții. Predoiu. Intervine Salaoru foarte bine. Două minute de prelungire arată centralul doamnelor, domnișoarelor și domnilor din această partidă frumoasă, pe o vreme frumoasă, într-o zi de sărbătoare. Spectatorii au avut ce să vadă. Patru goluri care pot fi revăzute în această seară pe Sportul de Vrancea, în montajul colegului meu Dan Olaru. Și imediat după această partidă l-așteptăm la microfonul în Sportul de Vrancea pe antrenorul principal al echipei Alin Chița și directorul sportiv Nicuț Oprea. Stoica. Stoica încearcă un șut puternic, dar mult peste poarta lui Ursu. Cam aici se termină istoria acestei partide, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ne îndreptăm spre fluierul de final la scorul de 4-0. Se pare că în clasament i-am egalat la puncte pe Oțelul. Foarte bună depozitarea lui Paizan. O pasă pentru Lăudatu. A dat scrie. Predoiu. Lupu. Munteanu. Panaite. Mihai. Vom arunca de la margine. Predoiu. Salaur. Adăscăliții. Caută pe Lupu. Paizan. Cartonaș galben pentru fundașul stâng al Oțelului. Șut a lui Stoica. Se cam resinte fundașul gălățean acolo de la acest șut.
Ca la ce un atac. Blocat acolo de Mihai. Panaite. Și fluier final, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, victorie pentru Focșani astăzi, 8 noiembrie 2019, 4-0 CSM Focșani 2007, Oțelul Galați. Așteptăm, așa cum ne-a promis directorul sportiv Nicuț Oprea, să-l aducă la microfonul Sportul de Brașov și pe antrenorul Alin Chița. Final de meci, doamnelor și domnilor, la Focșani. În etapa 12 a ligii a 3-a serie a 1 la fotbal. CSM Focșani, Oțelul Galați, 4-0. Aplauze pentru băieții noștri, CSM Focșani. Felicitări, aplauze și pentru formația oaspete. 1-0 Ionuț Manu, 2-0 Sergiu Jurj, 3-0 Ștefan Lupu și 4-0 din nou Sergiu Jurj. Doamnelor și domnilor, etapa viitoare vom juca la Știința Miroslava, peste două săptămâni jucăm la Aerostar Bacău, iar pe 30 noiembrie de la ora 14 vom juca din nou pe teren propriu CSM Focșani-Botoșan 2 în ultima etapă a turului. Nu uitați în această seară la sala polivalentă din Focșani, în Liga Națională de Handbal Masculin, CSM Focșani întâlnește pe CSM Bacău în etapa a 9-a ligii. Vă așteptăm la sală, doamnelor și domnilor, la mulți ani pentru sărbătoriții zilei, pentru sărbătoriții zilei de Sfinții Mihail și Gavril. O seară bună tuturor, numai bine!